Trei dintre indivizi au fost ridicați de polițiștii de la investigarea fraudelor de acasă. Un altul a fost depistat în trafic și oprit într-o stație PECO pe drumul Național 6. Ai droguri în mașină? Hai. Nu. Șoferul? Porbagajul, deschide porbagajul. Sunt din comuna Plopi, nu, îi cunosc din vedere, nu știu ce s-a întâmplat, a venit, i-a ridicat. Nu pot să știu. Să se ocupe cu infracțiuni, sunt urmăriți? Nu, știu că aduce mașini de afară, din Franța. Cei patru, între care și o femeie, au vârste cuprinse între 23 și 46 de ani. Cele patru mandate au fost emise în ziua de 17 noiembrie de judecătoria Strehaia pe numele a patru cetățeni din comuna Tâmna, satul Plopi, care în cursul lunii august anului 2010 au comis o infracțiune de ultraj asupra polițistului de la postul de poliție Tâmna și au distrus o parte din postul de poliție. Cei patru au provocat în anul 2010 un conflict spontan în fața și în interiorul curții postului de poliție din Tâmna. Au lovit un agent de poliție aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu și care încerca să aplaneze conflictul, după care au spart geamul de la ușa de acces și ușa unui birou al postului de poliție. Vor sta după gratii între 1 și 2 ani fiecare.